Mulțumiri să fie adusă lui Dumnezeu Tatăl. Pentru cine să spun, mă bucur că ați sosit la noi. Fiecare din voi sunteți special. Pentru mine este o zi specială. Sunt fericit că vă văd aici, în adunarea noastră. Doresc ca Domnul să binecuvânteze întâlnirea noastră la oaltă. Doresc ca împreună să lăudăm pe Domnul prin cântări, rugăciuni și prin vorbirile fraților care vor fi aici. Cred că fiecare din voi a venit cu gândul acesta, care l-am amintit. Fiecare frate și soră, când pornește de acasă, gândesc că se cutete așa. Dacă ajung să mă întâlnesc cu frații, aș vrea să fiu o binecuvântare. Pentru frații cu care mă voi întâlni, cu surorile cu care voi fi. Dacă gândul acesta l-avem, atunci sigurat că Domnul ascultă acea cerere și acel gând și îl realizează, îl face să fie... Adică e un plan bun. Și nu spun aceasta numai ca să fie început programul nostru, ci spun din experiență. Când am văzut câte un plan bun, am văzut că Domnul a pus sigilul pe el și la urmă m-am bucurat mult. Și cred că și voi ați avut experiența aceasta. Și ne bucurăm că Domnul ne-a dat îndemnul să fim aici și vom mai cânta o cântare. Cântarea dacă ne adunăm în Domnul. Sigur că e foarte important că oricine se adună, dacă nu se adună în numele Lui, El nu e acolo. Și noi, dacă ne-am adunat în numele Lui, El va fi aici. Și de unde vom ști? Dacă vom vorbi despre El, înseamnă că ne-i drag și El e aici. Dacă vom vorbi despre noi sau despre altul, atunci nu va fi aici. Și aceasta cred că va fi astăzi, în această seară. Vom cânta cântarea, după care fratele Iuliu ne-a conduce rugăciunea de început și fratele Petrică va deschide serviciul în această seară. Dorim ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Petrică și pe noi, ca berieni, care punem tot timpul în cântare. Că așa zice Pavel. Doi, trei să prorocească și ceilalți ce să facă? Să judece. Să judece? Mulți zic că nu e bine să judeci. Dar Pavel aici ne dă voie să judecăm. Cum? Cât e drept, cât e adevărat, cât mai încape lângă ce au spus fratele sau... Da? Da. Da, așa că vom cânta cântarea și fratele Iuliu ne conduce în rugăciune și așa, după aia fratele Petrică ne servește. Dacă ne-a Thank you.
pătrundem profunzimea adevărului tău, pentru
a putea să înțelegem tot mai mult împreună cu toți Sfinții lungimea, lăgimea și adâncimea iubirii tale. Dorim, Sfântul nostru Părinte, să binecuvintezi întâlnirea noastră de astăzi, să binecuvintezi pe toți care ne-am adunat în ziua aceasta aici, cu dor și drag pentru a ne întâlni cu frații noștri. Te rugăm să binecuvintezi locul acesta în care astăzi se va înălța stindacul adevărului tău. Te rugăm să binecuvintezi pe oaspeții noștri dragi, frații noștri care, de dragul tău și a fraților lor, au dorit ca astăzi să petreacă câteva clipe de părtășie în mijlocul nostru. Dorim, Sfântul nostru Părinte, să îți aducem cinste și slavă toată vremea cât vom sta pe pământul acesta și n-am cuvinte de ajuns pe buzele noastre ca să-ți mulțumim pentru că de când ne-ai chemat la tine, de când ne-ai atras la Domnul nostru ca pe niște turbiși și împovorați și ai luat de pe grumazul nostru jurul privegiei, jurul robiei, de atunci mereu ne dai posibilitatea să suntem în adâncimele și în nemărginirea adevărului tău. Dorim, Sfântul nostru Părinte, ca binecuvântarea ta să o lași peste toți aceia care astăzi ne vor vesti adevărul tău. Peste toți aceia care vor intra în depozitul înțelepciunii tale și ne vor aduce de acolo lucruri noi și vechi pentru întărirea credinței și pentru sfințirea noastră. Dorim, Sfântul nostru Părinte, să lași binecuvântarea ta peste toți copiii tăi de pretutinde, peste cei bolnavi care se chinuie în patul lor de suferință, pentru că să le lași tu un balsam vindecător și mângâitor din partea ta. Și peste toți aceia care se gândesc la tine și chiar care a fi dorit cu bucurie să fie în mijlocul nostru, dar de multe cauze n-au putut face acest lucru. Dorim ca binecuvântarea ta să rămână în continuare peste noi și să faci ca ziua aceasta să fie o zi frumoasă de care să ne amintim mereu, ca de un semn al dragostei tale, pentru că mereu ne conduci și mereu ne dăruiești dragostea ta și mergem cu atât de bucurie și cu dragostea tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos să-ți mulțumim pentru că te-am îndrăznit prin numele Lui, dacă este voia ta sfântă. Te rugăm ascultă și de data aceasta. Fii binecuvântat de aceea. Amin. Amin. Dragi frați și surori, mulțumim Domnului pentru bunătățile Lui, pentru că iată și astăzi, a dat această ocazie să ne întâlnim. Este cea mai proaspătă dovadă a grijii Lui față de noi. Și ce bine este că nu știm noi exact ce se va întâmpla mâine. Sau poi mâine, sau care când ce va plăți, ce va muri, ce va plăți. Astfel trăim mereu conștientizând sau nu în grija lui Dumnezeu. Dar sigur că dacă ființa noastră se încarcă cu cuvintele Lui, cu Spiritul Lui, dacă El ne dă puterea Lui, atunci ne place mai mult să trăim în felul în care El ar vrea să trăim și nu atât de mult ancorați în acest timp care se măsoară cu ceasul. Rasul și sălări, nu am prevăzut chiar deloc faptul că o să fiu invitat să spun ceva, de aceea nu o să vă țin. Vreau numai să spun că dacă realitatea este că de ani buni am văzut că nu este o creștere efectivă într-un grup care și-a format niște șabloane rigide.
și care păstrează ce are prin regulamente omenești, evident, am căutat să vedem care ar fi totuși rezolvarea. Dumnezeu mi-a arătat mie și poate și altora dintre noi că nu este atât de bine să ne supunem sau este mai bine să ne supunem lui Dumnezeu decât oamenilor. Și în această cauză, iată, unii ar putea zice despre mine sau despre noi că suntem niște oameni rătăciți, să zicem așa. Eu cred despre mine, de fiecare dată când am fost la voi sau când am fost în altă parte, am încercat să vă spun ceea ce am simțit că mă învață Dumnezeu. Chiar dacă v-am spus ceva greșit vreodată, și repet și acum, am căutat să spun ceea ce am crezut că mă învață Dumnezeu. Și așa spun și acum. Am avut multe preocupări personale, să spunem, în cursul ultimilor ani, privire la Scriptură și cât am putut le-am mai și exprimat. Una dintre ultimele la care m-am gândit, dar doar câteva idei o să încerc să spun. Nu știu cum s-a născut, cum a pornit. Una dintre pornire a fost aceea. Acum mulți zeci de ani, hai să nu zic mulți, că e exagerat. Aduc aminte și unii dintre noi, vă aduce și vă aminte că am fost în același grup, când vorbeam de faptul că a fost în România un creștin, nu știu cum îl chema, pe la Arad, de la Copiramida. Moisescu, care nu se știe de la el meditație sau... Da. În orice caz, am primit această imagine, domnule, în Scriptură să scrie ceva despre om, din ce este sau ce aspecte sunt în om. Și era vorba despre trup, suflet și duh, vă aduceți aminte. Și imaginea aceea era de felul ăsta. Ai un cal care trage o căruță și în căruță stă un călăreț. Nu un călăreț. Căruțaș. Zice calul-i trupul, căruța-i sufletul și căruțașul-i duhul. Parcă așa era imaginea. Și asta pentru mine a fost un fel de spargere de... Știi când stai într-o incintă, cu pereți așa și nu prea ai geamuri să vezi până în afară și zici că tot Universul e și la noi în casă. Și a fost o spargere așa într-o direcție să vă stai puțin că casa asta în care crezi că stai tu nu e chiar așa. Nu cuprinde chiar totul. Și cumva am fost în Anglia acum recent. Acolo, o soră pe care o cunoșteam dinainte, a venit la mine exact cu subiectul ăsta. Nu cu calul, călărețul și căruța. Dar cu aceste trei aspecte. Am avut o discuție foarte interesantă. Săptămâna trecută mi-a murit un verișor. Acolo era vreo 6 preoți și eu puțin. Și subiectul greu asupra căruia toți se opinteau, așa, era că la despărțirea sufletului de trup, sufletul se chinuie grozav. Și cumva trebuie călăuzit, ajutat, mijlocit pentru el să nimerească bine. Și Dumnezeu să... Era amintit și Domnul Iisus de vorba, dar... Și atunci... încă ceva... De fapt, repet, nu voi spune, sau nu vreau să vă spun ceva ce noi am tras concluzia în adunarea noastră, din curs sau nu știu unde.
nu reprezint pe nimeni. De multe ori sunt în contradicție cu cei mai apropiați dintre ei. Dar dacă m-ați spus aici, vă spun ce am să vă spun. Și atunci, uitându-mă puțin în Scriptură, am văzut că, într-adevăr, sunt de considerat lucrurile acestea. Știți, dacă cineva zice că sufletul este nemuritor, noi nu trebuie să trăim în extrem, să sărim în extrema și să zicem păi nici nu există suflet în Scriptură, știți? Că putem sări în extrema asta ca să nu, ca să evităm orice contradicție și zic că păi nici nu există suflet în Scriptură, știți? Sau, dacă cineva zice după viața asta toată lumea care nu crede să duce iad, este bine pentru mine și pentru noi, hai să zic, dacă acceptați. Să zic, păi, dar nici nu există iad. Când în Scriptură, găsești că există. Ce înseamnă aia, ceva, dar există. Noțiune există. Există. Așa că, repet că nu reprezint pe nimeni. Nu vă predau învățătura adunării cu tare din Cluj sau nu știu vrea, ca să vedeți că asta se învață în Cluj. Și m-am gândit că dacă aceste lucruri sunt scrise în Scriptură, sunt importante. Și mi-aduc aminte doar o vorbă a Domnului Iisus. Dacă vă aduceți voi aminte unde este, ieși mai bine. Zice, nu vă îngrijorați de ce veți mânca. Oare nu este ceva mai mult decât mâncarea? Și acel ceva este cuvântul suflet. Oare nu este sufletul mai mult decât mâncarea? Sau nu vă îngrijorați de ce veți îmbrăca? Oare nu este, și acest cuvânt care urmează, este trupul. Nu este trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Apoi vine o comparație cu păsările cerului și cu crinii bătând. Vezi dacă cu niște oameni care spun că sufletul este nemuritor, nu ne-am reprezis să-i spunem că nici nu există suflet în Scriptură. Poate am putea găsi o platformă mai largă de dialog. Sau cu alții, sau cu aceiași care zic, nu, în iad vor merge toți. Și noi, în loc să zicem, nu există iad, să zicem, da, există, este o noțiune scripturală. Dar să ne uităm ce zice iad, ce zice Scriptura, ce zice Dumnezeu. Același lucru cu privire la orice subiect. Deci, poate că și acesta și alte subiecte scripturale le vom putea aborda într-un mod lucid, cu Scriptura în față și fără să ne fie frică, pentru că poate că și voi nu vă place să trăiți într-o casă fără geamuri, în care v-ați închis înăuntru, ați aprins lumina voastră sau a noastră și zici, gata, asta e Universul. Nu e adevărat. Noi avem o lumină și să stăm sub aceea. Sub lumina de Dumnezeu, a Cuvântului de Dumnezeu, care ne dă învățătură, ne dă putere, ne crește. Atât. Am vrut să spun despre... Nu vreau să intru în subiectul cu sufletul și cu trupul și cu... Da. Ci aș vrea ca să ne găsim unii cu alții într-o atmosferă deschisă, uitându-ne spre Cuvântul lui Dumnezeu, fără să avem frici de tot felul, fără să ne grăbim să întrebăm unul pe altul,
Tu din ce grupă ești? Tu ești cu ăla sau tu ești cu ălălalt? Tu ca cine crezi? Tu crezi ca ăla sau tu crezi ca ălălalt? Lucrurile astea nu le fac creștinii care vor să crească și cel mult cei care s-automulțumesc. Noi trebuie să ne lepădăm toate vechile noastre feluri de a gândi și de a fi și de a ce vrem noi. Nu asta citim. Să ne aducem înainte spre Dătătorul vieții, spre Domnul și spre Domnul nostru Iisus Hristos. Și să ne lăsăm transformați de El, care prinde toate lucrurile vieții noastre. Un alt subiect la care mă gândesc de-aia nu intru, este acela că ce am văzut și în Anglia, știți, eu știam ca informație că acum câțiva zeci de ani era poate a doua comunitate de studenți în Biblie pe glob, după America, ca număr. Și acum sunt niște bătrâni rămași. Și văd și în viața mea și a noastră niște lucruri care ne îndepărtează de Dumnezeu. Dar nu sunt lucrurile acelea că noi neapărat le atragem în casa noastră sau le... Ci toată atmosfera, toată societatea din jurul nostru și în care noi trăim pare să că e așa de potrivnică vieții cu Dumnezeu și credinței încât poate că o paralelă de tipul ăsta. Știți că popoarele din Canaan au ajuns la fundul sacului. Pentru când au venit izraeliții din Egipt și Dumnezeu a zis că le distruge. Felul lor de viață era așa de potrivnic și așa de tot se făcuse negru în viața lor și nu mai acceptau niciun pic de lumină, încât Dumnezeu a zis, li se cuvine să dispară. Li se cuvine să dispară. Asta e. Deocamdată, nicio rază. S-au închis total, ermetic. Încât devineau ca o gaură neagră. Atrăgeau și pe toți, spre ei și pe izraeliți, cei care aveau oricare legătură cu Dumnezeu. Și stilul acesta de viață, așa numit occidental, și stilul acesta de viață, să zicem, bazat pe performanță economică, pare să că este potrivnic lui Dumnezeu. Și că nu doar că ne îndepărtează de Dumnezeu, dar ne atrage spre alți Dumnezei. Și Dumnezeul la care ne atrage, precis ne atrage, este Mamona. Uitați-vă de la cum ne formează societatea. Un copil, ca să ajungă să aibă bacalaureatul, aici în România, trebuie să muncească de toată viața lui acolo. Și noaptea, dacă l-ar ține școala, nu cred că i-ar fi de ajuns. Ori de ce, este ceva exagerat. Înseamnă că tipul acesta de existență a devenit un tip de închinare. Este un tip de închinare. Ca să facem bani, nu ne mai uităm cum îi facem. La ce Dumnezeu slujim făcând bani? Și nu ne mai miră atunci că nu mai sunt oameni care se adună în clădiri. Pentru că și-au dat toată energia ca să clădească clădirea, după ce nu le mai trebuie clădirea. Că ei nu se suportă unul pe altul să se adună în clădiri. Clădirea respectivă. Și așa că probabil că dacă nu vom lua decizii majore în viața noastră, nu ne vom vedea copiii credincioși, nu ne vom vedea nepoții credincioși și însăși credința noastră, dacă o mai trăi zeci de ani, va fi pusă într-un mare pericol. Dacă nu ne va da Dumnezeu putere să ieșim din atmosfera acestei să trăim altfel. Nu știu. Dar e profund greșit. Felul în care se trăiește și să motivezi, așa este societatea. Așa e societatea, așa nu știu ce mă duc și eu. Așa e trimit pe copiii mei, așa e trimit. Cred că este bine să ne uităm și la acest lucru. Mulțumesc, Dumnezeu, și dacă v-am supărat ceva. Fratele Petrică nu m-a tulburat puțin apa și a lăsat-o așa. Și a spus,
De aici încolo e treaba voastră să o limpeziți. Nu o spun care broș. O spun ca să fim atenți pentru a face analizele cele amintite. Sigur că când noi vorbim despre trup, duh și suflet, avem în vedere că scris în Scriptură. Și noi formula am aflat-o în Geneza, că Duhul de viață care l-a dat Dumnezeu la om și cu țărâna au format sufletul. Și l-a devenit un suflet viu. O ființă vie, o ființă mișcătoare, o ființă ce gândește. De fapt, a primit un sigil. Omul este o valoare. Chiar și după ce a murit. Dar nu înseamnă că el... Am mai amintit noi aici, când ne-am ocupat din Matei, din capitolul 10 și cu versetul 28. Nu vă temeți de cel ce ucide trupul, dar care nu poate ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheră. Mulți creștini, sigur că din acest text și altele, se trage o concluzie că sufletul e conștient după moarte. Dumnezeu are în vedere ființa vie care a existat și tot ce a lucrat ființa aceasta vie. Nu-i ștearsă din memoria lui. Fie că a fost bun, ne bucurăm că vin și copiii și nepoții la adunare. Ce frumos! Uitați-vă! Și acum să venim la textul nostru. Odată ce omul s-a stins, Duhul de viață s-a dus la Dumnezeu, trupul s-a dus în țărână, sufletul, el nu mai este conștient pe undeva. Nu este o altă ființă. El există pentru că a fost un caracter bun, rău, foarte rău. Tatăl Ceresc știe despre fiecare și la vremea potrivită îi dă înapoi la sufletul ăla un trup. Spiritual, biserică, neam omenesc, îngeri sau șofii, dar nu ne ocupăm de îngeri. Ce stric la om? Omul va primi sufletul lui un corp la înviere. Atunci va fi conștient. Până atunci, nu. Sufletele stau sub altar și strigă. Apocalipsa. Până când zăbovești, Doamne, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Li s-a dat o haină albă și li s-a spus, mai așteptați puțină vreme. Sigur că acesta este un argument pentru cei ce cred că sufletele sunt vii. Uite, li s-a dat haină. La cine? La suflete. Dar dacă Apocalipsul e literă, atunci e adevărat. Dar dacă e simbolic mult în ea, în cartea Apocalipsei, atunci trebuie să ne uităm din altul. Sigur că ceea ce ne face atenți, fratele Petrică, sigur că este ca să fim din aceia care să veghem și să facem tot timpul analiză la tot ce am învățat. Nu cumva să fim învățat ceva greșit și să ne obișnuim și din inerție să mergem tot așa. Cred că lucrul acesta s-a clarificat. Cel puțin pentru mine a fost clarificat de mult. Dumnezeu va chema la judecată ființă vie. Omul când moare nu mai știe nimic. Dacă sufletul lui merge sus sau în jos, zice Eclesiastul, nu se știe. Așa amintește acolo. Dar noi știm. Sufletul nu are nicio activitate până în ziua învierii.
Știți altfel? Dar el este numit suflet. Da, Rudi? Și în nuanță Noul Testament apare sufletul ca fiind noua făptură în unele texte. Mulțumesc. Sigur că când noi am studiat pe aici, tocmai am dovedit cu câteva texte din Scriptură. Noile făpturi sunt recunoscute ca fiind suflet. Dar nu peste tot. Trebuie totdeauna să ne raportăm la Scriptură. Preoții au probleme tare cu sufletul, pe unii să-l trimită și ce să facă. Și au problemă ca să-i dea nuanța aceea că îi pe undeva pe aproape și trebuie ajutat să ajungă în rai, dacă ar putea, sau în locul de verdeață. Și dacă îl așează bine tare, familia plătește bine. Pentru noi acest lucru știm că e o eroare fundamentală. Încolo, aș vrea să mă opresc aici. Mulțumim lui fratele Petrică pentru nuanțele cu care ne-a făcut să fim sensibili la ele, să nu ne închidem în carapacea noastră și să nu gândim dacă auzim ceva și din altă parte. Vom cânta cântarea faină, care îi punem pe fiecare să veghem, 350, după care fratele dă o cântări. Sigur că am zis că și om lăuda pe Domnul astăzi și atunci să pot da o cântări și după aceea fratele Florin de la Gărdani ne-a servit. Vor păgubi
care va fi, aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Și când